Cum adică așa? Adică apăsi eu și se deschide el? Hai mă frate că eu am... Se văzut. Deschide și singur, mă. Se deschide, dar eu dacă vreau să intru peste tine, gen, mă mușca asta. E interesant așa la prima vedere. Mie mi-au atras atenția farurile, care sunt murdare și când am bătut în ele m-au convins că sunt din materiale reciclate sau... Ca tot interiorul. Da. Aici nu pare rău, nu mă deranjează, butoanele un pic așa, dar nu mă deranjează, e ok. Hai să vedem, hai. Buzunar textil, ești nebun că l-a rog sac. Sunt șocat. Buzunar. Asta de ce nu-i mâncat? Vezi că ai multe, bă, acolo. Tu ai, vezi că ai 2.20. Da. Vezi că ai HDMI, ești nebun. Vezi că chiar ai băgat la 2.20. Da, nu știu ce să zic. Cât avem baterie? 70 de kilometri. De ce nu pleacă? E frână de mână trasă? Cum fac? Neutru? Drive? Simplu, mă. Gata, m-am plecat. M-am. Da, electric. Wow. Am oglinzi. Am oglinzi cu zi pentru unghiul mort. Wow, vreau să-mi întorc aici. Cum apăs? am apăsat cumva, era să mănânce degetul. Ești nebun? Ce frică mi-e de el. E frică de el. E așa, e când conduci Honda, se frică de proprietarii de Volkswagen. Nu fac niște chestii de-astea. Dubioasă, mi-e frică. Da, salut. Îi place Honda, ești nebun? E electrică, frate. Asta e fița. Asta mi se pare mie fița acum, în ziua de azi. E electrică, frate. Înțelegi că altceva n-ai ce să zici. Adică poți să zici, dacă te duci și tu cu băieții seara, ce zici? Uite, frate, am... Bă, dar de ce s-a schimbat asta? Ai păsat după ceva, nu? Ele. Și aici nouă range. Hai că e bine, mergi, rămân. Hai că n-am făcut nici 200 de ani. În sfârșit. Da, poți să zici cu băieții când te duci seara, să zici, băi, fratea mea, pleacă tare, mă, frate. Am 154 de cai. A? 154 de cai? Atât are, spun eu. 154. Hai, nu! N-am înțeles de ce e spate. N-am înțeles. Are și clapete și ce schimb? Aha. Schimbă modul de frână de motor sau recuperarea energiei la frânare. Cât de acum am o oglindă aici, nebun. Ia văzut că vine o mașină. Nu-mi dau seama, m-am oprit, m-am avertizat, a zis ea ceva, bip, bip, bip. Da, oglinda, așa a făcut treaba. Da, din clapete, ceea ce e tare, am mai văzut eu. Am mai mers eu cu mașini de-astea electrice și am văzut că e super tare să-ți poți regla frâna de motor din clapetele astea. Chiar e super util, mai ales la munte, super tare. Și în oraș poți să te obișnuiești să nu mai calci frâna deloc. Asta înseamnă că faci economie la plăcuții. Eu îi dau plan, nu mie și-mi place. Îmi dau... Așa, până la 73. Dau clapete aici, îi dau inferioare, să știi. E toată prostia, nu știu ce se întâmplă. Îi dau, i-am schimbat plus, nu, nimic. Eu setez, mă joc cu frâna de motor. Frâna de motor. Mamă, avem parbriz încălzit. Să crezi că avem parbriz încălzit? Da, oglinda mi-a ceva. Mi-a ceva oglinda, sunt aici, bă, ia. Mă bag, stai puțin. Da, e aici, e ok. Bun, bordul pești, pădure, nu? Pești, pădure, în timpul mersului, nu? Nu merge. Văd, se bine. Deci fii atent. Avem acvariu, dar nu se mișcă peștii pentru că mașina este în mișcare. Dar îl avem aici acvariu. Deci nu poate să-ți distragă atenția niște pești care nu se mișcă, e normal. Se pare logic. Dar ce mai poate să facă chestiile astea? Poți să o conduci cu o singură petală. Da, am văzut ceva, are o butonul ăsta de frână, nu? Mm-hmm. Da, și acum am super frână, adică pe lângă frâna asta de o face ea, mamă, chiar face, da. Pune frână frumos. Stăteam și mă gândeam după turul de electrice că asta ar trebui să fie și la mașinile normale cu cutie automată. Funcția asta, să poți să-ți reglezi frâna de motor, pentru că tot timpul oamenii s-au plâns de chestia asta. Doamne, ai mașină cu cutie automată, nu face frâna de motor. Iarna, pe zăpadă, nu te ajută, nu știu ce. Mamă, asta se oprește ca nebun, ajur. Stai puțin că nu m-am obișnuit cu tine. Stai o secundă. Da,
Iarna pe zăpadă te ajută foarte tare frâna de motor. La off-road nu mai zic. Bine, într-adevăr, mașinile de generație nouă care sunt cu 4x4 au hill descent control, dar chiar și așa, poate vreau eu să fac nebunie, să pun în frână singur. Uite. Mi se pare foarte utilă chestia asta. Au doar mașini electrice. Ce să aibă și ele, că dacă nu schimbă nimeni nimic, nu se întâmplă nimic. Domnul a ieșit pe sens interzis și spălăm mai întâi. Să spălăm? Îmi place la perie cel mai mejor. Se pare super rapid, super util. Spală așa cam 95% din mașină pentru pretențioși, că îți dai aia la jant. Mai tu un șervețel gratis la pompă. Eu în oglindă nu văd nimic absolut. Și când am dat de asta, pac! Uităm, cine ești tu? Un Logan. Și ce mi-arată? Ce mi-arată aici? A, că e cameră. Asta înseamnă că e cameră. Cred că e baterie. Am niște butoane aici. Aha. Stai așa, se întâmplă ceva. Nu se... Plus 8. Ce e asta? Luminozitate oare? Habar nu am. Off, on. Mamă, fac ceva rău. On, păi auto. Minus 7. Aici o reglezi, sus jos. Nu reglezi nimic. Da, mă, dă înapoi. Nu mai știu să fac. Lasă-mă, te rog. Ia vezi. Da, ai pus mai stânga și mai dreapta aici. Bă, tu știi cu camerele cu astea, dar nu e cu touch. Da, mi se pare super utilă. Stai că mai vreau să mai văd ceva. Înapoi, te rog. De exemplu, dacă ai copilul în spate, știi? Ai copilul în spate și vrei să-l vezi, că e în scaunul de copil. Și la un moment dat vrei să vezi cine e spatele tău. Pac! Nu mai are treabă cu regulă. Adică ai două oglinde, frat! m-am uitat pe YouTube. M-am uitat și au zis oamenii că lemnul ăsta e plastic. Și ți se pare o problemă? Adică și dacă ar fi și dacă n-ar fi și dacă ar fi lemn, ce facem? Suntem întâmplari toți? Suntem întâmplari, mă, toți sunt întâmplari. Domne, nu e lemn, domne. Ia, bagă-l în dinte, ești de mă, vezi dacă e de aur. Nu e, ce mă, nu e lemn, e plastic. Bă, ești de bun, eu nici măcar nu-mi dau seama. Na, în sfârșit. Sunt ca aia, cu lemnul adevărat, dar la prețul la care e mașina, nu poți să ceri lemn. Poți să ceară oameni ce vor ei, mă, că cerutul e liber și e gratis. Corect. Dacă costa un leu, nu mai cere nimeni nimic. Spune, știi? Oamenii poate să ceară, dar asta nu înseamnă că se și justifică. Da, bun. Da, mă, mi se pare frumușică așa le... Ce-am făcut? Ești prea aproape. Da, e un pic gata. Da, nu sunt atât de aproape, să știi. Băi, ăsta... Da. Sărăt mâna! Spălat de confort. 20... Vrei de 26? Nu, mă, confort, sub? Confort. Da, de 22 de lei. Ăla e cel mai bun. Da. Că de desubt n-are arăt. Nu. 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 O papeluță doriți? Nu. Ba da. Dar nu acum. Adică... Da, să văd dacă avem. Da. Da, am. 2 lei. 2 lei grei, verzi, ca dolarii. Sărăt mâna. La fel și noastră, doamnă. Ce amabilă e, doamnă, nici nu cred că știe că filmăm. Sunt aia, mă, care fac material aici, că spală, că fac, că drag, știi? Da. Nu e adevărat. Bine, drive, ok? Mergem. Mamă, aici trebuie să intrăm pe ce emoție am eu, frică. Da, legat de spălătorie, eu sunt pro. Toată lumea e mega deranjată așa când mai pun câte un story că spăl la OMV la perii. Și eu sunt pro pentru că durează foarte puțin. Adică dacă nu prinzi nicio mașină în față, în 10 minute ai plecat. Aoleo, bine. Asta e cu tehnologia, mai se pare. Da, ai plecat în 10 minute, mașina se spală înainte de a intra în perii cu jetul presiune pentru a lua eventualele reziduri, mizerii de pe mașină, după care intră în perii și se spală cu niște perii care sunt dintr-un buret destul de moale, adică nu mai avem periile alea pe care le știam noi cu pinii aia, nu știu cum să le spun, din plastic. Sunt dintr-un buret, mașina se spală mai mult decât decent pentru timpul pe care îl pierzi aici și suma plătită, 22 de lei și culmea, dacă plătești 26 sau ceva de genul ăsta, poți să spele și șasiul. Lucru care este foarte indicat iarna, după ce veniți de la drum lung, nu neapărat lung, 50 de kilometri, să spălați șasiul mașinii pentru că se folosesc substanțe antiderapante care atacă tot ceea ce e pe dedesubt și atunci e bine să le curățați. La OMV, spălat de șasiu, țiplă, dorm liniștit noaptea, am făcut ceva bun pentru mașină. Asta legat de perii,
controversele nu vreau să mai discut în comentarii, așa că le spun de acum, gândiți-vă că la spălătorile normale sunt ferm convins că nu vă schimbă buretele sau peria sau cârpa sau ce folosesc ei atunci când vă ating mașina de fiecare dată când vine o mașină nouă, deci reziduri pot să rămână și în cârpele respective și așa mai departe și oricum foarte... E oricum foarte lungă discuția. Nu știu, mă. Cu senzorii? Da, nu știu. Și mi-e frică să n-apăs pe ceva să activez. Uite cum se vede. Da. Să activez frâna de mână, uite și nu. Ai, e ceață totală, e nebun. Deci în cazul în care mergem pe ploaie, dai seama, uite-te în oglinda din spate dacă mai vezi pe ploaie ceva. Bine, e spumă, corect. Vedem aici la apă, stai așa. Stai să vină apa pe ea. Am ajuns după ce am spălat mașina la OMV, să încărcăm frumos, putem să și încărcăm electric, nu numai cu combustibil. De data asta vă povestesc că avem peste 30 de stații de încărcare e-mobility OMV în țară și în Bulgaria, dacă vreți să călătoriți, nu știu acum cu COVID-ul cum stau lucrurile, dar fii atent să vă spun. Curent, vreau curent! Bun, iată-ne cu... Era să zic noua Honda e, ca și cum ar mai fi fost vreuna până acum. E o mașină electrică, full electrică, drăguțică aș putea spune eu din prima mea impresie, că acum o văd pentru prima dată în carne și plastic și tablă. Vom vorbi de partea frontală, care este dotată cu aceste două faruri super drăguțe care au un joc de lumini, cum au toate mașinile astea acum, 2020. Aproape de 2021, că mi-am adus aminte, m-a sunat cineva și mi-a zis: salut, știu că tu ai shop-ul ăla la Stax cu piese de off-road și așa, poți să-mi aduci și mie o suspensie pentru o mașină 2021? Partea asta frontală super cool, aș putea spune, sau cu o personalitate puternică, pentru că e o mașină pe care o observi în trafic, tocmai din cauza designului, cu acest negru lucios, sau cum ne place nouă să spunem, piano black în bot, nu o să o văd eu bine în România după ce ia niște pietre acolo pe partea asta frontală, unde avem și camera față și butonul pentru deschis clapeta de încărcare. Dacă nu aveți cheia la dumneavoastră, puteți să o faceți din acest buton. Spoiler aici, design, răcim o baterie, ceva, un lichid de răcire, că mașinile astea asta răcesc, un lichid de răcire și bateriile. E simpatic, aștept și părerea voastră să-mi spuneți. Cel mai bun coment pe care l-am auzit până acum pe Instagram de astăzi, că am făcut și câteva story-uri și oamenii ne comentează foarte, foarte repede, a fost: ce zici, mă, e nou All Seat? A fost bună rău de tot. Ne vom muta pe partea laterală, dar după ce se încarcă mașina, ea se încarcă de la 0 la 80% în 30 de minute la tipul ăsta de încărcare rapidă. Noi nu o să stăm până la 100%, aveam oricum baterie. Mergem în alt loc, mai drăguț, luăm și o cafea de la OMV și un sandwich să-l liniștesc pe Marius, că face urât când e foame. Și ne apucăm de filmat lateral, interior, mai mergem cu ea, mai vorbim, râdem, ne uităm la portbagaj, capacități, vorbim și de preț. Mare atenție că e o discuție aici cu prețul. Ne susține statul cu 10.000 de euro, sper să nu greșesc. Dacă dă mai puțin statul, veniți la mine să vă dau diferența. Dar discutăm de preț. Mașina este clar cool, cu designul său specific unei mașini electrice. Mă bucur că oamenii care construiesc mașini electrice spun: domne, știi, cel mai bine ca o mașină să fie mașină electrică, să o proiectăm de la zero ca și mașină electrică. Nu putem să luăm mașinile care au fost cu combustie internă și să le transformăm în mașini electrice, pentru că nu sunt atât de eficiente. Dar cei de la Honda au produs o mașină electrică care arată aproape ca o mașină normală și asta mă bucură. Și revenind la lateralul mașinii, pot să vă spun că și anvelopele sunt 205, 45, 17, adică niște anvelope normale, nu prea subțiri, nu prea înguste, nu prea înalte, nu prea cum sunt la mașinile electrice, deci
e un punct în plus din punctul meu de vedere. Lateralul, o să ziceți, ia uite, o mașină e cu 2, nu e, e cu 4, dar chestia asta se practică la mulți alți producători dinainte de a produce mașini electrice, să nu se vadă mânerul de deschis ușa din spate, dar ajungem acolo imediat. Vă povestesc despre cameră. Aici avem o cameră de luat vederi, nu mai avem oglinzi, că na, înainte se furau oglinzi, acum se vor fura camere. E mai simplu așa. Avantajul este că avem în oglinda integrată în bord, pe care probabil ați văzut-o deja, și acea lupă sau oglindă care ne arată și unghiul mort al mașinii. Avem avantajul că pe timp de noapte sunt mult mai luminate decât oglinzile normale și că mașina este mult mai compactă. Plus de asta și mult mai aerodinamică, fără oglinzi, și poate și un design mai atrăgător pentru unii dintre noi. Pentru a deschide ușa, pentru că v-am spus că acest review este un review de primă vedere, să vedem cum ni se pare mașina așa la first look. Prima dată când am venit, am apăsat aici și am tras de mâner să-mi prindă unghiile, ca țăranii, dacă nu știi, normal. E foarte simplu, putem să apăsăm aici și mânerul se va deschide. Am făcut eu asta odată și s-a întâmplat asta, dar nu e cazul. Acum, oricum, ne vorbim de lateralul mașinii, hai să ne uităm în portbagaj și după aia intrăm și la interior. Ai putea să spui că suntem în spate sau în față, că e cam același lucru din punct de vedere al designului, sau cel puțin cât văd ochii mei. Atât văd ochii mei. Pe față avem, sau pe spate avem un singur ștergător, pe față avem două ștergătoare. Avem și aici cameră de luat vederi, cum avem și pe față. Avem și aici lumini, doar că aici nu mai, jocul de lumini a dispărut. Aici lumea e serioasă, pe spate nu stă la discuții. Sper ca portbagajul să se deschidă de aici. Are amortizoare, nu e nimic electric. După cum îl vedeți, nu este atât de încăpător. Am înțeles că e cel mai mic din clasa sa, undeva la 110 litri. Îl închid din cheie, doar mașina, fără portbagaj. Îl mai facem și mișcare, frate. L-am închis. Foarte frumos, elegant. V-am spus, copiii s-au făcut mari, nu mai avem testul căruțului. Știu că vi-l doriți să aruncăm lucruri. Pot să arunc sculele lui Marius, dar costă mai mult decât căruțul cu tot cu copil în el. Așa că nu o să facem asta. Avem și doi ochi de pisică, bineînțeles, prelungirea negru lucios, totul e negru lucios. Viața e bună cu negru lucios. Se întreține ușor. Hai să vedem la interior. O pornim ventilația? Muzica, opriți nebunia asta. Volum. Mi-am dat seama de volum, vreau să opresc ventilația. Ventilația on-off, gata. E destul de intuitiv, n-am ce să zic, nu? Ea acum a pornit, cu toate că eu n-am pornit-o, doar m-am urcat aici. Mi-e frică cu frâna de mână că suntem în pantă. În sfârșit, să vorbim despre... Uite, am... Oh. Am reglajul volanului. Pe adâncime, ca să zic așa. Avem scaunul cu reglaj pe înălțime, care nu mă satisface pe mine, mi se pare că stau foarte sus, dar probabil că sunt bateriile acolo de desubt și tot felul de lucruri ascunse, așa că acolo, de acolo problema asta cu statul sus. Butoanele pentru geamurile electrice, blocatul geamurilor din spate pentru copii, încuia descuiat, reglajul oglinzilor, culmea stânga-dreapta se face ca și cum am avea oglinzile normale, ceea ce se pare destul de cool. Avem și cu zoom, dacă vreți să vă uitați la cineva în trafic, uite, puteți să dați zoom și să vedem mai de aproape. Schimbăm tipul de oglindă, cred, dacă mă întreb pe mine, nu e zoom. Renunțăm la unghiul mort. În sfârșit, gurile de ventilație, ca la orice mașină normală, totul e normal, volanul, butoanele pentru volan nu sunt haptice, cum zice lumea. Maneta pentru lumini, semnalizare, ștergătoare, toate chestiile astea, lane assist, pilot automat, deja intră în standardul oricărei mașini 2020 din punctul meu de vedere. Acum această parte de siguranță, avem doar două pedale pentru că mașina este cu această cutie de viteze, chiar e o cutie de lemn, care nu e lemn, e plastic, dar iarăși intrăm în discuții care nu și-au rostul. Avem butoanele pentru drive, neutru, marș arier și parkingul. Sunt efectiv niște butoane aranjate într-un fel specific. Această frână automată, mai agresivă decât puteam noi regla din padele pentru toate mașinile electrice, care există pe Honda e, frâna de mână cu auto hold-ul și butonul în care putem să reglăm modurile de condus. Funcția de clima automată o avem aici. S-ar putea să nu fie pe două zone,
din ce văd eu, dar na, cine face figuri de genul ăsta? Butoanele pentru scaunele încălzite care sunt aici și le poți acționa în timpul mersului chiar și cu genunchiul și fără să-ți dai seama, depinde cum vrei tu. Avem și o notificare pe display în cazul în care apeși cu genunchiul din greșeală și nu-ți dai seama, ți arată, vezi că ți se încălzește posteriorul și spatele. Odată cu asta, culmea, avem volan încălzit cu un buton aici separat. Uite, descoper lucruri în timp ce vorbesc despre mașina asta, butonul de pornit care arată ca și cum am pornit un joc. L-am oprit jocul, am oprit jocul, pornim jocul. O consolă mă refer. Spune că trebuie să apăs și frâna pentru a porni mașina. Wow. Un fel de Windows. A pornit. E frână de mână trasă, mi-e frică că am un gard în față și eu mai fac lucruri de genul ăsta. Da, după cum bine ați observat, avem niște ecrane, le-am lăsat pentru sfârșit. Am vorbit un pic de butoanele astea clasice și normale pe care le are toată lumea și am ajuns la partea asta de display. Păi avem un ecran care e de aici până aici. Un ecran mare, frate. Mare, unu. Ei zic că sunt trei. Eu văd unul singur și cu încă două pe post de oglinzi. Cum facem să schimbăm? Uite, avem acvariu. Am văzut un buton, e foarte simplu. Putem să hrănim peștii, ne apar niște puncte de hrană. Putem din setări aici la acvariu să schimbăm fondul de acvariu și să ne alegem mărimea peștilor chiar. Putem să adăugăm și niște rechini, dar asta e doar pentru oamenii care plătesc extra la Honda și au ei. Nu, glumesc, nu putem, dar ar fi fost mișto. Sau putem să ne jucăm în timp ce așteptăm pe cineva. Din punctul meu de vedere mi se părea foarte interesant să avem un joc aici controlat din butoanele volanului sau chiar cu direcția în timp ce îl așteptam pe Marius, că ați văzut că eu fac urât când mă lasă singur în mașină și mă plictisesc, el nici măcar nu știe despre ce vorbesc, am habar n-are, dar o să vadă pe Instagram. Se aud tot felul de sunete, frate, de SS Enterprise, mai pornește ceva, un modul, îți mai oprește, da, mi se pare așa. Power flow, ia să vedem, ne arată aici că avem 72% baterie, funcționează ventilația, o oprim dintr-un buton, ne-a anunțat că avem un bord. Este ok, mulțumesc. Ne arată că nu avem consumatori, mai facem 108 km cu bateria rămasă, ea având un range de 326 de km, dacă nu mă înșel, urban. Mare atenție aici cu mașinile electrice, pentru că este o mare diferență de range între ce ți arată când folosești mașina în oraș și ce ți arată când folosești mașina în afara orașului sau ce range-ul se modifică foarte tare atunci când mașina depășește constant viteza de peste 100 de km la oră. De-aia vă și povesteam că viteza maximă n-ar trebui să ne deranjeze de 145, pentru că ea este o mașină de oraș. Ce nu v-am povestit eu este partea asta de încărcare aici, care din punctul meu de vedere este mega complexă. Avem de 230, avem de 220, power outlet pentru brichetă, încărcător, USB, HDMI. Și iarăși un USB. Ce vă povestesc de acest HDMI este că, da, exact cum spuneam eu, Honda nu a pus jocurile pe volanul mașinii, dar puteți să vă conectați cu o consolă și aici pe acest monitor puteți să vă jucați în timpul staționării, ceea ce mi se pare foarte cool. Plafonul este de sticlă, nu avem nimic cu deschidere, dar nu știu dacă ați observat în exterior, e totul negru, lucios, nu se vede nimic, atenția la detalii este destul de mare din punctul meu de vedere pentru un plafon de sticlă care se putea să fie pe toată lungimea mașinii, dar au preferat așa, niște lumini ambientale pentru spate foarte interesante, centura care se asortează foarte interesant cu lemnul din interior, mi se pare foarte cool. Avem aici spațiu de depozitare care poate fi ajustat în funcție de nevoile fiecăruia, ce aveți voi de cărat, de încărcat și de făcut. Sper că telefonul meu este pe silent, dar nu mai găsesc. Foarte tare mi se pare iarăși, ca și design și utilitate, acest buzunar care este efectiv textil. Un buzunar textil, poți să spui lucruri acolo și, mare atenție doamnelor și domnilor, suportul de pahare, ești nebun? E chiar cool suportul de pahare. Testul de mașină bună. Există, mă, nu mai e. Mi se pare mic rău de tot, jur. Deci nici nu m-am urcat. Dar bine, într-adevăr, am eu scaunul dat în spate. Dar, da.
Oi, leu, mamă, mamicule! Ce? Ce vi se pare? Dar ce am spus? Bă, frate, e mic rău aici, mă. E mic rău. Nu, în primul și în primul rând, tetiera era mă deranja foarte tare. Mânere în spate nu avem. Aoleu, am un buton de lumină aici care nu face nimic. Îmi place cum se vede bordul acum tot închis, Marius. Poți să iei un cadru, mi se pare chiar interesant, cu negru mat, așa, și cu lemnul ăla care nu e lemn. Da, îmi place, n-am ce să zic. Da, spațiul în spate este suportabil pentru o mașină de oraș, dacă te ai de să mergi de colo până acolo, doar nu o să mergi aici în mașină până la München. Deci n-ajungi, vorba aia, faci 753.000 de ore, de zile și de alimentări pe drum. Dar, repet, mașina este de oraș și este o mașină chiar cool de oraș. Super cool. Uber cool. Și plecare, curse, curse! Nu? Curse nu. Am plecat. Jetson style. Da, mă, sunetele sunt fantastice. Eu de-abia aștept să apară mașini electrice punct 2. Adică să apară nou set de mașini electrice care să aibă aici un buton și să selectezi tu din boxe, ok, din ce vrei tu, să se audă ceva V8, măcar boxe. Ceva, să facă ceva. Ca și e boring rău de tot. Mă deranjează zgomotul produs de anvelope la rularea pe asfalt. Că, ok, aș putea să dau drumul la muzică, dar nu pot, că sunt aici pe... Sunt aici pe episod cu voi. Și na, hai că oglinda asta acum, dacă țin mâinile pe volan, mă și incomodează, ca să zic așa, că nu mai văd. Văd doar în jumătate de oglindă. Trebuie să iau mâna de aici din volan ca să văd. Acum deja vezi, încep să fiu cârcotaș. Vedem aici, consumul instant este de 28,5 kW la 100 de km. Cine știe să vă calculeze, taică, cu astea, cu curentul, cu lucruri de astea, sunt, pentru mine, sunt niște enigme. Și vor rămâne în continuare enigme. Am schimbat. N-am schimbat eu. Doar selectez modul de cât de agresivă să fie recuperarea energiei la frână. Vă spun cât costă? 39.983. Bă, ce-mi place să inventez cifre aici. Îmi place mie să știi, nu verifică nimeni oricum. Adică, știi, dacă mai ales dacă o zici convins. 39.983 de euro, doamnelor și domnilor, cu TVA inclus. Din care statul român ne dă de la dânsul doar 10.000 de euro aici, nebun. Acum, că la anul, nu știu ce se va mai întâmpla, dar anul ăsta cât a mai rămas din acest minunat an 2020, doamnelor și domnilor, că sunt ferm convins că și vouă v-a plăcut extraordinar de mult, statul român ne acordă o facilitate de 10.000 de euro pentru achiziționarea unei mașini electrice, full electrice, iar dealerul Honda ne mai oferă un discount dacă spuneți că ați văzut la Stax. Dacă nu... Să vadă și alții. Poate vreau să-și cumpere Honda. Uite-l vă pe copilul ăsta mașină, vezi? Îl văd mai bine decât în oglinda normală. Hai? Ce faci, mă, tu? Pune masca pe nas! Pune masca pe... M-au auzit? Că m-au auzit 100% aici, nu? Da, ok. Deci dacă v-a plăcut și vi se pare interesant și cool, îi dați share, să vadă și alții. Și dacă vreți să ne transmiteți un mesaj, puteți să dați like sau dislike, să ne dăm seama cum stau lucrurile legate de review-urile noastre de mașini noi la prima vedere, pentru că ăsta este un review la prima vedere. Și nu uitați că avem și shop, nu uitați că facem și Stax Trails, nu uitați că facem o grămadă de lucruri, inclusiv tricouri, avem și tricouri de vânzare pe site. Am aici, o să fac reclamă, se vede, port cu mândrie. Nu mai știu, vreau să vă mai zic lucruri, dar ne mai vedem și vă mai zic eu după aia. Supermoto.